Dar și mai mult decât toate acestea, este faptul că Psaltirea este cartea de rugăciuni și de cântări a Domnului Iisus Hristos. Și aici o să citez puțin mai extensiv din Bonhoeffer, care în cuvinte scurte reușește să cuprindă esența ceea ce vreau să spun. Și aici, dacă se poate, vă rog să fiți foarte atenți, pentru că noi ca și creștini nu am avea nicio legătură cu psalmii dacă n-ar fi Iisus Hristos. Singurul nostru pod de legătură cu psalmii este persoana Domnului Iisus Hristos. De aceea e foarte important să înțelegem ce au însemnat psalmii pentru Iisus Hristos, ca să vedem ce înseamnă psalmii pentru noi care suntem uniți cu El prin credință. Și spune Bonhoeffer așa: vom pricepe psalmii doar dacă ne gândim că numai de la Iisus Hristos învățăm să ne rugăm corect. Și că psalmii sunt, deci, cuvântul adresat lui Dumnezeu Tatăl de către Fiul, care trăiește printre noi oamenii. Iisus Hristos, ca și om 100%, a adus înaintea Tatălui toată suferința, bucuria, mulțumirea și speranța oamenilor. În gura sa, cuvintele oamenilor devin cuvintele lui Dumnezeu și, rostind rugăciunea lui, cuvintele omului devin cuvintele lui Dumnezeu. În felul acesta, toate rugăciunile din Biblie sunt rugăciuni pe care le rostim împreună cu Isus. Rugăciuni în care suntem incluși și duși în fața lui Dumnezeu. De aceea, dacă vrem să ne rugăm și să cântăm folosind psalmii, nu trebuie să ne întrebăm ce au aceștia de a face cu noi înșine, în primul rând, ci ce au de a face cu Isus Hristos. Să ne întrebăm dacă înțelegem psalmii mai întâi ca pe cuvintele lui Dumnezeu și abia apoi să îi rostim ca rugăciuni. Deci, nu este important dacă psalmii exprimă ceea ce simțim în prezent în inimile noastre. Poate că nu este necesar să ne rugăm contrar dorințelor inimii noastre pentru a ne ruga în mod corect. Mă scuzați, poate că este necesar să ne rugăm contrar dorințelor inimii noastre pentru a ne ruga în mod corect. Nu ceea ce vrem noi să spunem este important, ci ceea ce așteaptă Dumnezeu să-i cerem. Asta vedem în psalmi. Nu sărăcia inimilor noastre, ci bogăția cuvântului lui Dumnezeu trebuie să determine rugăciunea noastră. Deci, dacă Biblia conține o carte de rugăciuni cântate, putem învăța din aceasta că nu doar cuvintele pe care Dumnezeu ni le spune sunt cuvântul Lui, ci și acele cuvinte pe care El vrea să le audă de la noi, fiindcă sunt cuvintele Fiului Său prea iubit. Este un mare har ca Dumnezeu să ne spună cum trebuie să vorbim cu El și cum putem avea părtășie cu El. Putem dacă ne rugăm în numele Lui Iisus. De aceea ne-au fost lăsați psalmii, ca să învățăm să ne rugăm cu ei în numele lui Iisus. Și acum cineva ar putea să spună: bine, bine, dar când ucenicii i-au cerut Domnului să îi învețe cum să se roage, El nu i-a spus pe citiți psalmii lui David. El le-a dat o rugăciune, rugăciunea Tatăl nostru sau rugăciunea domnească. Dar ascultați ce spune Bonhoeffer legat de asta și Luther. Iisus i-a învățat pe ucenici rugăciunea Tatăl nostru. Luther spune că în această rugăciune sunt cuprinși toți psalmii. Cartea psalmilor și rugăciunea Tatăl nostru se întrepătrund atât de mult încât se explică reciproc și corespund una cu cealaltă. Ca să înțelegem și mai bine persoana Domnului Iisus Hristos în psalmii, vreau să înțelegem legătura dintre Domnul Iisus Hristos și David. Vom vedea puțin mai târziu că David nu este doar unul dintre autorii psalmilor, a scris 75 de psalmi, dar David este și omul care a colecționat psalmii și care a autorizat ce psalmi intră în canon și ce psalmi nu sunt parte din canon. De aceea, toți psalmii sunt folosiți de evrei ca și psalmii lui David. În toți psalmii, evreul de rând aude vocea lui David, fie că l-a scris el, fie că l-a autorizat el. De aceea e important să înțelegem legătura între persoana Domnului Iisus Hristos și persoana lui David. Iarăși ne vom lăsa
instruiți de Bonhoeffer, care spune așa: potrivit cu relatarea Scripturii, David, uns ca rege al poporului lui Dumnezeu, este un prototip al lui Iisus Hristos. Ceea ce îi se întâmplă lui David este din pricina celui ce este în el, în sămânța lui, care este Iisus Hristos, și care va ieși din el, Iisus Hristos. David era conștient de lucrul acesta. De unde știm asta? Păi o spune Petru chiar în predica de la cincizecime, când zice așa, Fapte 2, 30 cu 31, fiindcă David era profet și știa că Dumnezeu îi promisese prin jurământ că va pune pe tronul lui pe unul din urmașii lui, această promisiune o găsim în 2 Samuel, capitolul 17, știind deci mai dinainte, continuă Petru, el vorbea despre învierea lui Hristos. Atunci când spunea că nu va fi lăsat în locuința morților și că trupul lui nu va vedea putrezirea. Și aici citează din Psalmul 16. În funcția sa ca împărat al Israelului, în viața sa de păstor spiritual al poporului și în cuvintele sale ca și preot, ca și profet al Israelului, David a fost un martor al Domnului Iisus Hristos. Ba chiar mai mult decât atât. Noul Testament ne spune în Evrei 2 cu 12 că Iisus Hristos vorbea prin David. Duhul Sfânt care l-a inspirat pe David este Duhul lui Iisus Hristos care se ruga prin David. În Evrei 2 cu 12 spune așa: de aceea lui, cu referință la Domnul Iisus Hristos din context, nu este rușine să-i numească frați spunând. La cine se referă aici frați? La credincioși. Și acum citează din Psalmul 22, versetul 22. Voi vesti numele tău fraților mei. Te voi lăuda în mijlocul adunării. Autorul epistolei către evrei vede Psalmul 22 ca și un psalm pe care Iisus Hristos îl rostește, îl inspiră prin Duhul Sfânt în David. Vorbea despre venirea lui Iisus Hristos și despre lucrarea pe care el o va face. Deci acele cuvinte pe care le-a rostit David în psalmi au fost rostite prin el de Duhul Sfânt. Și asta vedem și în Evrei 3 cu 7 sau în 2 Samuel 23 cu 1, care este Duhul lui Hristos. Această scurtă observație din Noul Testament aruncă o lumină însemnată asupra întregii cărți a Psaltirii. Psaltirea se referă și este despre Iisus Hristos. Ascultați cum spune Bonhoeffer: David nu s-a rugat din prea plinul inimii lui, ci prin Hristos care locuia în el. Chiar dacă el însuși compune acești psalmi, în el și cu el se roagă Hristos. Și ca să completez această idee, vreau să mai citez din Biblia de studiu ESV, ca să nu las vreo urmă de îndoială că este părerea mea sau e părerea lui Bonhoeffer. Vorbim despre Biblia de studiu ESV, cea mai respectată Biblie din lumea reformată, cel puțin la ora actuală, cu studiu teologic foarte serios în spatele ei. Și ascultați ce spun ei despre legătura între Hristos și psalmi. Hristos, ca și om și ca și reprezentant al umanității, al doilea Adam, conform Romani 5, s-a identificat și a experimentat complet condiția noastră umană, dar fără păcat. Și în acest fel, psalmii devin rugăciunile lui ca și om înaintea lui Dumnezeu. Și citează pasajul din Evrei 2 cu 12, Matei 27 și Psalmul 22. Psalmii trebuie văzuți ca și cuvintele lui Iisus. Și doar prin unirea noastră cu El, prin credință, psalmii devin și ai noștri. Domnul Iisus a spus că psalmii vorbesc despre viața Lui și își găsesc împlinirea finală în El. În Luca 24 cu 44, Domnul Iisus Hristos, pe drumul către Emaus, le spune la un moment dat ucenicilor în felul următor: acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când eram încă cu voi. Și anume, că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris despre mine în legea lui Moise, în profeți
și în psalmi. Tot ceea ce este scris despre mine în psalmi. Când Domnul Iisus Hristos se uita la psalmi, când cânta psalmi, când se ruga psalmi, el îi vedea ca o întruchipare a întregii lui vieți. De aceea Iisus a citat din psalm mai mult decât oricare altă carte din Vechiul Testament, pentru a justifica întreaga viață și misiune pe pământ. Chiar când era pe cruce, Domnul Iisus Hristos moare cu cuvintele psalmului 22 în gură. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dacă vă amintiți mesajul meu din Vinerea Mare de anul trecut. Dar mai mult, chiar psalmul 31 îl citează Domnul Iisus Hristos chiar înainte să-și dea suflarea, în care spune, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Psalmul 31, versetul 5. Întreaga lui viață era explicată prin prisma psalmilor.